Hai. Perfect! 15.000 de like pur acolo. Da? Pentru Ariana și pentru Mara. Băgăm acolo. Hai. Da, mă, ia uite, 2 din 2. Bă, 1-0 la FC Voluntari. Bine v-am găsit la Improve Football. Ciprian Stoica aici alături de voi. Sunt cu Ariana și cu Mara aici. Sunt niște jucătoare de echipă națională. Astăzi o să vedem cum execută loviturile libere și vedem ce putem să îmbunătățim și, bineînțeles, dacă putem să îmbunătățim, că poate fetele o să dea numai în vincul, eu așa îmi doresc și nu am nimic de făcut, da? Aveți Instagramele lor aici mai jos, o să le găsiți pe amândouă, intrați acolo să le urmăriți și pe ele și nu uitați, aveți și contul de la voluntari, de la echipa feminină, puteți să intrați acolo, dați un mesaj și o să vă răspundă cu siguranță, da? Mergem? Începem? Haide! Ha! O luați fiecare câte o minge, ce minge vreți, de acolo puneți la distanță între ăsta și ăsta și dați, da? Vă așezați, prima oară vă las să dați voi, da? Dați o serie și vedem după aia, da? Ce putem să îmbunătățim. Ok? Prima serie o dăm să ne încălzim. Ok? Și după aia ce observ, dacă observ ceva, schimbăm. Dacă nu, încercăm tot așa. Ha! Bun! Da, de că astăzi sper că nu facem nimic, adică mie îmi place să stau, da? Bravo, bravo Ariana, foarte bine. Hai, Mara. Bun. Hai, lasă mingea, lasă mingea, că de-aia nu am mai multe, nu? Da. Hai. Bun. M-a spus că astăzi nu facem nimic, hai. Mara, te încredate și Mara puțin și... Hai! Bun. Câte trei? Da, încearcă, fii atent, încearcă. Deci plasamentul e bun, dar dacă portarul se mișcă repede și pleacă pe colț, tu ia sigur. Încearcă puțin când o lovești, tot așa când o lovești, încearcă să faci o mișcare mai rapid, să închizi mai rapid din abdomen. Închizi să faci ca o... ai jucat ping-pong, sigur, da? Când îi dai repede peste fileu, așa. Cam același lucru să faci și cu, și cu piciorul. Încearcă pe ultimii doi pași mai agresiv și închizi mai rapid. Ok? Chiar un pic mai rapid. Ha. Bun! Ok, și ai văzut că prinde o viteză mai mare. Și ce am spus, lasă piciorul să ducă până la capăt, nu-l bloca, nu-l bloca aici. Da? Lasă să ducă până la capăt. Și încearcă, uite, am văzut că tu lovești puțin cu lat. Ia încearcă să lovești puțin cu zona asta aici, și puțin să vin aici. Să scoți puțin vârful în afară. Nu știu dacă pot să dau eu. Ok? Să închid. Nu pot să închid eu mai rapid ca mâna, dar încearcă. Da? Ha. Bun! Perfect! Bravo! Ha. Nu te-ai grăbit, Mara? La fel și la tine. Deci nu încerca să loviți cu vârful aici sus. Dacă aduceți vârful sus aici, pe am văzut că vii și lovești așa. E mai greu. Așa. Așa dacă vii cu vârful întins, și glezna blocată, da? Șocul nu rămâne în articulație sau în genunchi sau în gleznă, totul se duce în minge, da? Asta ți-am spus, să duci până la capăt. Așa? Mișcarea, da. Când o lovești aici, să vii până la capăt aici și să închizi din abdomen. În momentul în care închide din abdomen, e valabil și pentru tine și pentru Ariana, mingea se duce sus, jos, e ca la ping-pong când ai așa, da? Și închizi mișcarea. Aici închizi mișcarea aici, din abdomen. Da? Așa, da. Bum. Ha. Bun. Dar încearcă... Ce ai făcut? Ai dat în pământ? Nu, n-a fost. Ah, nu e nimic. Ha. Bun. Și acum încearcă să dai, să închizi mai rapid. Deci plasamentul este foarte bun, dar dă-i ca să fie imparabil. Dă-i un pic mai rapid, în momentul în care îl lovești, da? Hai, Mara, nu te grăbi.
Bun, dar ai văzut acum, ai simțit în glezna? Ai avut glezna moale. Vezi, asta e important, să ții glezna tare. Uite, fii atent, ține vârful, ține vârful. Să nu poți să ridic, ține vârful, nu poți să ridic. Ține jos, așa, nu mă lăsa să ridic. Ține-te de mine. Așa, deci tare în vârf, apasă în deget, în deget să apeși așa în el. Acolo. Ține, mai jos, să ține vârful la maxim. Acolo. Deci glezna așa trebuie să fie, da? Blocată. La fel și pentru tine. Ia să văd. O să te ții de mine, da? Ține vârful jos. Așa. Ține mai vârful mai întins. Așa, acolo. Uite așa. Și duci vârful în afară, ca să nu lovești din pământ, duci vârful în afară a mingii. Și aici. Se închide mai rapid. Ai dat foarte bine data trecută ca plasament. Bun, vezi? Capătă o viteză mai mare când e glezna blocată, da? Când o țin tare. Nu te grăbi, Mara, respiră. Bun! Bravo, Mara, foarte tare, bravo. Vezi? Parcă bine ai simțit mingea, da? Când ții glezna tare. Stai să-mi stau în cameră. Bun, dar închide mai mult din abdomen. Bravo, Mara, dar lasă-te pe minge, nu te duci într-o parte, da? Nu lăsa piciorul aici. Când te duci, lasă toată forța în picior să te ducă, da? Hai, Arian. Bun! Au! Bravo! Vezi, când închizi mai mult, are tendința să urce, să coboare mai repede. Da? Nu te grăbi. Deci faceți-vă de fiecare dată un ritual. Faceți-vă numărul de pas să fie la fel. Unghiul e foarte simplu. Când vă luați unghiul, dacă știți că ați dat pe centru așa, schimbați unghiul, atacați un pic mai așa. Dacă ați stat așa și ați dat afară, vă duceți un pic mai așa, ca să fie pe poartă. Ok? Bun, ia uite, a dat Nacăbol. Și o să vă arăt și după aia la Nacăbol ce zonă exact trebuie să loviți. Era aici? Nu, deci cu piciorul. La picior trebuie să loviți cu zona asta aici. Okay. Și trebuie să scoți vârful în afară aici. Să se duc așa? Da, și se duce de obicei. Nu s-a dus acum. Stai pe mine. Vezi când o lovești acolo? Se duce. Dar asta e la șut. Din lovitură liberă e destul de greu, dar nu e imposibil. Da? Dar încercați să țineți glezna cu vârful întins, glezna blocată, tot timpul, toată mișcarea, ca să închizi. Ai văzut cum s-a dus. Bun! Vezi și se simte și mai bine. Bravo! Perfect. Hai, Mar. Respiră, relaxează-te. Ai văzut? Ia fi atent acum. Dacă ai stat aici și mingea s-a dus afară, da? Ce trebuie să faci ca mingea să ducă în poartă? Unde trebuie să duci? Nu? E aici. Mai stânga. Mai stânga, da? Dacă tu ai dat de aici, ai dat afară, trebuie să te duci un pic mai așa, mai stânga, da? Atunci vine efectul și intră în poartă. Nu-i nimic. Aia e când dau cu glezna moale. Vezi cum se simte? Rămâne șoc în glezna acolo. Bun! Ai văzut cum coboară? Închide mai mult din abdomen. Și acum, cum îmi dau seama dacă o lovesc? Dacă s-a dus, să zic, sus, înseamnă că am lovit-o prea jos. Dacă se duce pe jos, înseamnă că am lovit-o în centru. Deci asta trebuie să știu. Lovesc în centru, trece pe jos, lovesc jos, trece peste, da? Și atunci eu am spațiul ăsta de aici. Ei, în spațiul ăsta trebuie să mă concentrez să mă uit. Doar la ăsta mă uit, nu mai mă uit la poartă. M-am uitat, mi-am fixat. Vă luați ca reper un punct fix. Adică nu vă luați bara, că voi vreți să dați gol. Deci vă luați vincul ăla acolo.
ca reper, v-ați uitat acolo și pe urmă v-ați fixat doar la minge, vă uitați, în zona unde vreți să o loviți. Ok? O să dați și la șuturi și la pase de 10 ori mai bine dacă vă uitați la minge. Dar în special la șuturi și la lovituri libere, da? Ha! Nu-i nimic. Ai lovit-o prea de desubt, da? Puneți uneori piciorul de sprijin. Vă luați ca reper înainte, vă puneți piciorul aici. Sau aici. Dar mereu când șutați o să vă puneți aici. Și atunci nu sunteți constante în pași. Dacă eu îmi iau de aici reperul și mă duc mai în spate, când vin o să fac un pas mai lung. Și atunci punctul de echilibru maxim ca să lovesc cât mai bine mingea este centrul piciorului, centrul mingii. Ar veni, da? Cel mai bine pun piciorul lângă minge, ca să știu, să nu fie așa multă teorie, da? Ca să fie aici cel mai bun. Și de acolo vă luați pașii, da? Hai, fii atent. Ce să vină aici, da? Nu piciorul mie. Da? Deci piciorul nu vine aici, cu vârful. Vârful este în afară, aici. Da? Și atunci vine piciorul. Cel duc, ok? Nu, vârful nu are ce căuta sub minge, deci nu băgați vârful sub minge. Că, uite, fii atent, ia ține mâna așa, da? Dacă eu vin la vârfuri aici, iau ce repedele în doi. Da, uite, dacă vin aici, ia ține tare mâna. Uite, e mult mai greu, da? E, gândiți-vă la o bâtă de baseball, da? Care lovește o minge. Dacă e tare, mingea se duce mult mai tare. Dar dacă eu lovesc așa, dau minge așa. Ha? Da, exact același lucru. Dacă mingea o lovesc cu degetele de la picioare, atunci se îndoaie, da? Și atunci forța nu se duce toată minge, așa ca se ducă forța toată minge. Vezi, uite, cu zona asta, că de-aia au făcut ăștia ghetele așa. Vezi? De-aia au făcut ghetele așa. Ca să lovești cu zona asta, da? Aici. Uite asta. Întinde crez, da? Întinde vârful, pardon. Așa, și scos puțin. Deci ăsta e latul și o lovesc puțin aici. Da? Ha. Dar nu acolo, da? O lovesc cu puțin. Aici. Da? Aici și închid. Ha. Bun. Și acum ca să dai mai în stânga, ce trebuie să faci? Unde trebuie să duci? Nu, aici. Uite aici. E invers. Deci dacă ai dat de centru în partea asta, te duci mai un pic, că se deschide. Uite, eu țin mâna, da? Ca să vină aici. Bun! Exterior, cu vișorul în exterior. Adică eu nu am zis așa. Te-ai uitat așa, nu? Ai văzut? Da. Ha! Bun, și închide mai rapid. Ca să nu mai... Ai văzut că stă mingea în aer puțin așa. Nu, dă-i, vum! Să vină imediat, să coboare imediat după zi. Da? Nu te grăbi, Mara. Respiră, ia-ți reperele și du-te și lovești. Nu-i nimic, de-aia trebuie să scoți vârful ăla în afară, ca să nu dai în pământ. Bun, bun, vezi cum a coborât? Da. Ei, și acum, ca să dai un pic mai jos, ce trebuie să faci? Unde trebuie să lovești? Mai sus. Mai sus puțin, da? Da. Bun, mai bine, ha! Ia. Bună, bună, bună direcția. Dar trebuie să lovești mai rapid. Ai dat cu vârful, ai văzut? Vino, urcă un pic mai sus ca să poți să-i dai tărie, pentru că altfel rămâne în degete. Poate vârful în afară și lovește-o. Bam! Bun! Vezi că intră? Hai! Bravo! Da, mă enervez puțin acolo, mă duc pe vârful, bam, 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 și acolo, bum! Rapid! Hai! Bun. Ca plasament perfect. Hai să ne jucăm puțin, puțin pe și tot. Da. Te duci și stai pe tot. Deci, lovește-o mai rapid atunci. Da? Încearcă puțin să intri în abdomen. Da? Da. Bună. Te merge mai bine?
Trebuie să mai așa, mai stânga. Mai stânga, da? Atunci trebuie să te duci un pic mai în dreapta. Bun. Bun, un pic mai tare. Ha. Deci un pic mai jos, repet, nu? Bun, dacă țineai și grezna tare, era perfect. Ai simțit în grezi, nu? Da. Bun! Bravo! Oh. Mai îndreaptă, mai îndreaptă. Aici. Ha? Vezi? Ca așa dacă te duci, dacă te duci un, aici, dai vine mingea în centru. Da? Mai ales când dai din poziția asta de aici, că și de aici poți dai cu stângă. Da? Trebuie să te duci un pic mai îndreaptă, ca să ai unghiul să închizi. Bun! Ce? Bravo! Și atentă. Deci, dacă vrei să dai cu efect, ține minte ce am zis. Eu i-am spus Arianei. Da. Aici. Să ducă mai aici. Dar tu nu trebuie să duci tot în centru. Tu trebuie să duci contra. Tu mai în stânga. Dacă vrei să dai cu efect aici, să duci afară, du-te un pic mai în stânga. Da? Ești aici? Deci un pas mai în stânga. Încearcă. Da? Dacă dai drept, se ducă mingea, că eu de-aia ți-am spus că te duci mai în dreapta. Că am văzut că ai dat atunci, ai dat drept, s-a dus mingea, n-ai mai dat efect. Când te duci drept, unde pui piciorul de sprijin, piciorul de sprijin acolo se duce, da? Dar dacă vrei să dai cu efect, schimbi. Dacă vezi că ai dat afară așa, te duci un pic mai așa, cum ți-am spus eu, ție să te duci în dreapta ta. Ha! Bun, mai rapid vreau să închizi, că plasamentul e bun. Trebuie să am forță ca să dau puțin. Bun! Dar merge și mai bine. De ce merge și mai bine? Ia să vedem. Trebuie să țin piciorul mai tare. Aha. Agresiv. Bun! Aha, aha. Hai. Bun. Bun. Dar ce zici? Merge mai bună tăria? Merge. Ha. Bună traiectoria, dar cam diagonală, nu? Da. Ai văzut, ai dus, hop, 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 hop. Perfect! Da! Bravo! Foarte bine! Hai, Mara! Nu duc până afară și o lovesc. Și închid mișcarea. Ha! Bun! A merge și mai bine. Da? Dacă nu închid din abdomen, mingea o să ducă așa. Și o să cadă. Până la urmă o să cadă, îți dai seama. Dar dacă închid din abdomen, mișcarea o să facă așa. Ai văzut când ai dat? Că ai dat. Ha. Bun! Hai! Mai tare vreau să dai. Încarci mai mult. Traiectoria foarte bună, repet. Dar mingea se duce prea ușor. Și atunci, trebuie să-i dau puțină tărie. Glesna aia mai tare. Hai, Mara. Nu-i nimic. Bun. Ha. Deci e latul, dar înclinat. Ca să dau cu zona tare, da? Aha. Ha. Perfect, piciorul de plin. Bun. Foarte bine. Perfect! Perfect! Bun, 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 dar totuși vreau să țin gresna mai tare. Ca să ajungă mai repede acolo, da? Bun, perfect asta! E? S-a plăcut ție, nu? Mai multă tărie, vezi cum e? Cum se duce? Mai repede ajunge în poartă. Ajunge mai repede în poartă, mult mai bine. Hai, Mara! Bun. Nu uita să închizi din abdomen. Tot câte abdomene faci pe zi. Nu face. A, păi dacă o să faci, o să dai mult mai bine. Deci lovesc și vine piciorul ăla. Bun, mai bine. Ha, ha. Vârful.
A, vezi cum se aude? Da. Și mă doare după aia. Nu știu de ce mă doare inghinalul, nu știu de ce mă doare glezna. Îi dau șoc după șoc. Bine lovită. Nu te uita, lasă-l cu la pace, că n-ai bătit nimic. O doare puțin capul. Da? Bine lovită, adică tăria bună. Un pic mai jos mă duc acum, da? Ha. Să nu vă fie niciodată frică să greșiți. Niciodată. Doar așa puteți să evoluați. Ha. Bun. Ha. Ca să o duci mai aici, ce trebuie să-i faci acum? Dacă ai fost aici acum, ai fost aici, da? Ca să o duci mai încoace, mai așa puțin, da? Puțin. Ține-ți minte unghiul în care ai fost și dai. Hai, Mara. Bună. Acum unde trebuie să te duci, ca să fie mai pe colț? Aha. Bravo. Bună, iarăși. Iarăși traiectoria foarte bună, numai că am luat-o moale. Vezi, n-a fost moale. Da? Deci, poți mult mai mult, lasă-ți. Da? A ajuns acolo, dar poate să ajungă mai rapid. Ha? Da? Că dacă, fii atent, dacă bag așa piciorul prea mult sub minge, mingea, deci când am prins mingea efectul ăsta așa, nu e bine la lovitură liberă. Că se duce ca la tataie. Da? Tu vreau să-l lovesc. Te rog. Nimic. Bună asta, da, da. Hai, ținut și tu grezna tare, ai dus piciorul, bravo așa. Ha. Bună, dar merge mai bine cu glezna aia tare. Bună asta, da, da. Hai, ținut și tu glezna tare, ai dus piciorul, bravo așa. Ha. Bună, dar merge mai bine cu glezna aia tare. Da, trebuie să fac alea acasă cu vârful întins. Da? Da, mă, ia uite, două din două. Bine! Ah! Foarte bine. Ceea ce aș vrea să faceți este să țineți glezna un pic mai tare. Ai văzut pe final că oricum obosește piciorul. Și ai văzut și diferența și la tine când lovești cu glezna întinsă și blocată și când nu, când lovești cu vârful, da? Foarte bine, vreau să strângem acolo 15.000 de like-uri pentru Ariana și pentru Mara. Încă o dată vă felicit, mulțumesc mult de tot că ați participat. Aveți Instagramele lor mai jos, intrați acolo, puteți să-l urmăriți și pe ele. Așa că dacă mai doriți să continuăm această serie, vrem să strângem 15.000 de like-uri și o să mai continuăm. Da? Sunt niște fete extraordinare, s-au descurcat foarte bine. Mara, tu ai 13 ani? Da. 13 și tu? 16. 16, da? Deci sunt niște fete extraordinare, au un viitor frumos în față. Dacă o să exerseze, cu siguranță o să devină mai bune. Da? Până data viitoare, nu uitați cel mai important slogan. Exersează, exersează, exersează. Vai. Bun. Trebuie să am forță ca să dau puțin. Bun! Bună. Bună asta, da. Da. Perfect! Da, bravo. Foarte bine.